Da, salutare, că și bine ați venit la un nou episod. Suntem acum pe serverul OGLand. Mai tare, normal. Sta că eu nu știu ce fac aici, în fine. Sper că mă aud destul de ok, dar stai că repornez din nou toată treaba asta. Stai să nu mă să dispar. Asta de vorbești mai tare, normal, normal, ok. Ce vreau să zic, vreau să îmi dau demisia de aici. Și aș dori să demisionez, așa, ok. Nu știu dacă am o mașină. Nu cred că am mașina în garaj. Păi ești nebun. Că trebuie să mă duc eu de aici până acolo. Hai că mergem să vedem dacă am o mașină. Dacă nu, pot să zic că am belipul ăla. Na, aș fi făcut un alt job, știi? Aia e toată faza, dar am înțeles că e un nou update făcut. De asta m-am băgat un pic live stream. Pentru că s-a băgat un nou update pe serverul OGLand. Hai să vedem așa. Deci, cu fază cu permisul, școala de șofer, îmbunătățiri, mutat locația, prefăcut tot sistemul, acum există 3 categorii, poți să ceri, da, așa. 300 de ore, da? Nu puteți obține categoria A, ok, deci da. O să ne fie foarte greu, din câte am înțeles acum majoritatea playerilor cam au, nu știu, stai că permis de conducere folosește, ia să vedem. În 2008, categorie, tătăr Alex, bă, nu știu, chiar asta sau ce s-a întâmplat? A, vezi, pe 10 ore, deci l-a schimbat la 10 ore, mă. Acum trebuie să mergem neapărat să facem din nou permisul, dar o să fie un pic cam nebuneală, sincer, să stau eu cu voi, știi? Ma, ne-am luat mașina. Bă, Nu, mă asta auzi? este învăț. A, în fine. Nu pot să găsesc pe urmă să mă ducă până la aici, la service. Că nici nu știu ce mașină aveam, dar parcă am făcut niște videoclipuri cu o mașină, da? Hai că vedem după aia. Pe urma timpul deja poate eram pe undeva chiar pe aproape, știi? Poți posta, ce? Puteți posta anunțuri pe telefon în aplicația Marketplace, am înțeles ce chestie. Bă, știți și pe voi pe server. Și vreau să fac acum jobul de fermier, dacă tot sunt pe aici. Așa e, mă, că n-ai ce să faci, adică mergi și încerci toate joburile, știi? Glumesc, mă. Iar acum să mă duc să mă bag în zona aia unde sunt foarte, foarte mulți. Nu prea aș vrea, știi? Fie vorba între noi, că na. Sincer. Sincer, nu prea aș vrea. Că și dacă m-aș duce un exemplu acolo, am văzut zona pe unde ar fi, deci e destul de naș palete. Dar, în fine, hai să ne grăbim un pic. Și de cât am înțeles că am o să schimb un pic. Dacă tot s-a scos și faza cu permisul și un alta, o să fie un pic cam nebuneala. Că o să fie mai aspre sancțiunile, mă. Destul de aspre. Eu n-am prins așa până acum, chiar așa de mult, știi? Bă, ce vreau să povestesc cu voi? Foloseau streamerii, uite, un exemplu, stresul sau ăsta, niște muzică pe live. Și, bine, nu numai pe live, mai multe muzici, pot să zic. Și chiar, efectiv, plecau de ceva timp, dar nu mai știu care sunt. Dacă puteți să-mi ziceți și mie niște idei așa de muzică, că parcă plictiseala, mă, fără muzică, ești nebun la cap. Chiar am nevoie de ceva, știi? Iar tot felul nu prea-și folosi. Ia, văd aici garaj, la clar la medic, uite-te cum arată acolo la medic înăuntru, ești nebun la cap. Păi da, ok, bine, și unde e garajul? Fuck, aici e jos, mă? Da, pot să cobor pe aici sau? Mamă, cum era acolo să tot te duci, știi? Era o chestie. Hai să vedem.
Acum, parcă și asta de pizza, băi, m-am cam plictisit de el, să fiu sincer, deci... Sincer. Băi, sus sau jos, coaie, că eu nu mai înțeleg să mor eu dacă mai înțeleg cum e garajul aici. Am aici la pleca centrală, dar l-am pe ăsta fix aici, aproape, mă. Bă, mă auzi? Unde garajul? Unde garajul? Da? Garaj, garaj am nevoie. Nu te aud bine. Zic, garaj, unde-i? E aici pe stânga, după creanga, așa Ah, cumva ce ok, zici. mersi, mersi. Cu drag. Hai să vedem dacă mai avem mașină. Eu nu mai știu. Unde, mă? Ia, Bună. pompieri, medici. Condu. Ce martă? Hai să plecăm. Am o până la urmă, nu mă duce până la pleca centrală pentru asta, dar nu, haide tata. GPS. Stai, mă. Că nu e bine. De GPS. Cum deschid telefonul? Pe L. Am înțeles. Servicii, transport, setări, GPS, transport, what the fuck? E Bolt. Dar am nevoie de Bolt, mă. Servicii. Vezi? De asta vorbeam. Job curier, colegător, fermier. Aici, mă. Bun, hai să plecăm acolo. Să vedem câți bani primim. Hai să-l încercăm, mă, că nu l-am încercat chiar deloc și cel puțin aș vrea să văd ce care adevărat a fost, câți bani se câștigă, că am văzut dincolo și câți bani se câștigă aici. Și hai să dăm un ID check la mine ca să vedem. 7 ore, imediat facem 10 și ne ducem un pic în continuare. Alții cu 300, bă, în fine, mă, nu mă pot cumpăra eu cu alții, e clar. Da, dar oricum trebuie să mergem să dăm și de permis, bă, dar acum nu mai duce, că acolo sunt 100% sigur că dă crash. Deci, crash în prostie și clar că nu prea aș vrea. Stai să mă uit, să nu mă trezesc cu unul, totul 10 ore, 10 ore, adică, ne. Bine că majoritatea play-uri îl fac acum, pentru că, na, zice, bă, știi? Uite, bă, la mă, dar, doamne, iartă-mă. Era să bage mine, ați văzut, mă? Mai cam mașina asta, am înțeles, bă, chiar adevărat, mă, de când a cumpărat Rockstar, parcă, faibemușii astea, că am scos logo-urile, mă. Chiar l-a scos și... Bă, dar arată destul de bine, măcar cel puțin să văd texturile și înăuntru. A, îmi place destul de mult. Nu trebuie să... Da, știi cum vezi pe alte servere, un exemplu, știi? Numai că văd că în oglinzi, bă, se vede un pic, nu zic nu, dar... Na, așa să fie chileanul clean, știi, e un pic cam ciudat. Aici să-ți încarci mașina electrică. Nu prea am făcut eu pe aici parte că, na, adică nu prea am venit în zonele astea. Da, așa aici, s-a băgat pe un server la un moment dat, bine, ăla a vrut să-l facă de mult, magazin pentru câini, știi? Și era un script la un moment dat încât putea să intre înăuntru să-ți cumpere câine, îl folosea câțiva, numai că era un, tătea niște dropuri mult foarte mari. Ba, adevărul că așa cum e GTA 5 cum noi, dar nu știu, mă, nu prea oferă, am o sincer părerea mea, deci nu vă lua după mine, nu prea oferă, cum se numește, chestia de a te, știi, de a te bucura, de a te, știi, să mergi pe mai multe, în mai multe căsuri, uite, un exemplu cum e redemul, că poți să duci, hai frate, că vreau să opresc. Nissan GT-R, nice, arată destul de bine. Oh, înțeles, băi, ați văzut anunțul, mă? Minim 300 de luni, trebuie să fac cu aia, trebuie să fac, termini minim 300 de luni. Deci, na.
Hai să vedem, să nu băut, că power, că alea, că mașini cu viață reală nu prea te interesează chiar așa de mașină, de ce nu? Bine, nu toată lumea. Cum închei mașina, mă? Încui vehicul, așa. Ok. How can I help you? Mi-a dorit să mă angajez. Mamă, ce... How can I help you? Cum începe munca? Pentru a începe munca trebuie să discuți cu unul din cei trei fermieri în funcție de ce îți place să faci. Caută persoane care știu să conducă tractorul. Nea Gheorghe caută persoane care știu să mulgă vacă, iar Nea Ion caută persoane care sunt dispuse să coleagă fructe din grădină. Să mă pun în tăstrei. Cine e asta? Tractorist. Hai să merg cu tractorul de-aia în pula mea. Unde pula? Aici e tractorul. Mamă, dacă stau un pic și mă gândesc, cred că da. Cred că am făcut job-ul. Da, mă, da, vreau, dă-mi aici. Vezi? Așa nu, arată destul de bine, nu, continuă să mâncești, păi și ce fac aici? A, să iau checkpoint-urile astea, mă. Păi și ce, îmi dă banii pe loc? Ia să mai, nu, nu mi dă. Am înțeles până unde trebuie să mă duc. E clară treaba. Acum facem și pe celelalte să vedem. Ce ne, parcă e prea rapid, știi? Mamă, dar ce putea, hai că mă duc pe 50 de km și 70 pe ăsta, dacă e... Cum se numește... În viață reală. Hai că merg dacă e... La... Pe câmp așa. Bine, cu John Deere cu de-aia, dar poate, na, poate că nu, dar... Na, nu știu ce să zic, știi? Hai să vedem câți bani primim, că-s chiar curios, adică dacă chiar se merită așa. Bine, atât dacă dincolo poți să faci mai multă interacțiune. Depinde, că, uite, l-ai văzut și pe băiatul ăla micuț care chiar a încercat să ajute, știi? Să explice la celălalt și la ăla un pic mai adult, adică... Băi, și chiar ajută, chiar de apreciat. E fix la... despre ce vorbesc, că acum e fix la început de videoclip, știi? Deci, puteți să dați înapoi să vedeți, așa că... Da. M-am văzut că episodul cu părerea lui băiatul ăla e un pic cam... Sincer să fiu cu voi... Dacă mai avem 60 ceva de... Dar cred că pe atâta contează cam câte culegi, nu? Da, bună întrebare. Normal aici are, adică părerea mea. Dar știi ce era fain, mă? Să fi putut în felul următor să aibă ceva după el, știi? Ca așa parcă numai cu tractorul, bă, nu zic, arată ok, da. Deci, da. După ala, l-am chemat un pic pe suport pe băiat. M-am gândit că o să apară unul și o să se uite, știi, la mașină, că cine a putut parca. Nu știu dacă nu se pot fura pe astea, cum se numește, mașinile. Gen cu loc, pe cu de alea. Dar mă gândesc la câte update-uri au băgat, sigur se poate. Na, nu cred că mai apuc eu ultimul. Hai să vedem cât a primit. Ba. Nice. A obținut 18 cereale pentru munca depusă. Ok. 18 cereale. Mă, imediat nu mai am loc de inventar. Ești nebun la cap. Ok, hai să plecăm. Păi și ce fac cu cerealele astea? Ah, cred că trebuie să le duc la magazin. Nu-mi pare rău. How can I help you? Ia să tragem o fugă rapid până la magazin. Ok. Nu am înțeles, stai. Bă... Ce mă, este și de asta? Hai să băgăm repede până la... Să ne ducem repede până la magazin. Da,
am înțeles. Am duce cu viteză, dar n-am pe unde să plec numai pe aici. Ia uite, nebun cu asta. Mamă, dar parcă mi se... Bă, pe ce buton... Autopac. Stai că zic, mă, fondatorul, cum puteai să dai pe un pic low performance. Dar nu mai știu pe ce e asta. Mă rog, o să caut după aia. Prea ciudat să vede light-ul ăsta, știi? Albul ăsta de la... De aici. De la mașină, de... E super ciudat. Ok. Ba, mă, cred că l-am făcut odată și a rămas gen pe jos, că a picat. Laptop, hartă, păi și ce aici? Păi ce fac cu cerealele? E nebun la cap. Unde le duc? Mă duc acolo la fermier, unde mă duc? Stai, bă, că aici e altceva. Măcar pot deschid, că n-a. Păi și unde vinde cerealele? Chirere scooter. Fermier job. Ia mă să merg un pic înapoi. Vezi că aia nu știu, mă, pentru că nu prea vezi player aici. Ba, mă, cred că așa a fost și anul trecut. Și data trecută, nu anul trecut, data trecută, că am încercat gen să le fac pe astea, numai nu știam unde să le dau. Eu cred că admin mi-a zis pe play că, dar eu cred că am stat pe undeva la o jumătate de oră încât s-a aflu și n-a venit nimeni. Încă din contra, pe picat serverul atunci, cred că sau ce s-a întâmplat. Și a rămas fără mașină. Rip încet, adică, știi? Ok, sunt aici, dar unde mama dracului le dau? Ia să vedem dacă le... How can I help you? Ar trebui să comunce munca. Nu, mă, dar numai asta mi le dai, dar de ce? Păi și eu, un exemplu, dacă vreau să... De unde le vând? Măcelărie, am înțeles. Ce Dumnezeu sunt astea? Proprietate privată. Stație electrică. Avioane, motoare, palale, miner, zona de minat. Da, mă, dar nu știu. Ferească Sfântul. Da, mă, că am încheiat un scooter, mă, mi-aduc aminte ce-a fost. Hai să vedem, da. Da, la cupița era mai simplu, știi? Asta mi se pare, am înțeles. Uite-te pe ăla unde a parcat. Sau de alea de NPC-uri? A, acolo e vaca și de alea. În fine, bă. În parte, trebuie să afli într-un mod... Pentru a vinde cele, trebuie să te afli într-un supermarket. Ok. Hai să plecăm să vedem. Măcar să termin și cu asta. Aici poți să vii liniștit cu aia, adică părerea mea, deocamdată chiar n-am prins pe nimeni. Aici poți să vii liniștit, bă, că nu te jefuiești, am mare dacă te vede în ciopul ăsta de fermier, frate, am pe undeva la 5 luni, ești de bun. Nu știu să fac joburi. Am o mașină, păi de capui. Da, în fine. Ok, am ajuns la supermarket și acum. Bă, dar de ce sunt toată mașinile astea albe de NPC-uri, mă? Ok, bine, pentru total, da, unde părăsește, deci rangă, unde e canistră, stație topor, hartă, urchet, laptop. E bine, mă, și cum fac? Dau pe asta și dau pe... Folosește, nu? Fută Diana din 700 și ceva am primit. Bă, sunt prost de bubim. Hai să mergem la celălalt, să vedem. Cât primim? Bă, a fost o nebuneală. De fie atât, am găsit un... nu știu dacă l-a făcut la mișto sau ăsta un videoclip pe ăsta de un român. A deschis un pachet, deci e livrator și a deschis un pachet, da? Nu știu dacă se face la troll treaba asta, dar efectiv, wow, o cineva, că nu arăta cine sau nu a zis cine, așa să te gândești că acea persoană
A comandat cartofi. Nu știu cât saci de cartofi. A comandat. Deci, bro, am o... să mă ferească bunul Dumnezeu. How can I help you? Am nevoie de cineva care să bată pula. Hai să vedem aici cât primim. Să vedem când mușem vaca. What the fuck? Deci a comandat cartofi. Bă, lăsând toată schema deoparte. Cu cartofii. Cu aia. Ești ultimul, știi? Am o să fim realiști. Ești cam ultimul, știi? Dacă ai face așa ceva, să mergi să comanzi la troll. Nici la troll, cu aia, n-aș putea să stau să mă gândesc la cineva care comandă așa ceva la troll. Deci, băi, am înțeles, am mai văzut vinuri, ok, că le comand din alte părți, alumnii sau așa mai departe, sau, mă rog, cine știe de pe unde vin, whatever, e ok. Dar, bă, să te duci și să comanzi cartofi, când ai putea efectiv să te duci până la satul ăla din colț sau orice altceva și tu efectiv stai și comanzi cartofi. Ce pa mă, muncim amândoi la o țâță. Am înțeles, nu prea vorbește băiatul. Stai să vă pun, primesc. Deci. No, și asta zic că... Bă, deja se face la troll multe comenzi, adică... Nu știu de ce pachetul e ăsta. Am avut odată... Hai că vă povestesc și treaba asta. Am avut odată pe undeva la vreo... aplicație, pe undeva la vreo 50-60 de pachete. Deci numai asta, 50 sau 60 de pachete. Ghiși ce-a fost în el? Husă, că multe erau deja gata crăpate, dai seama cum a venit, a comandat cineva și, mă rog, s-a întâmplat aici și nu prea am voie să zic. Dar a comandat cineva husă de aia pentru construcții și de alea era foarte greu, știi? No, și... Dai seama că 60 l-am făcut pe undeva la pentru jumătate de oră, dar l-am cam simțit după, știi? Deci, totuși. No, da. N-am mai prins așa de când am fost pe aici, de când sunt pe aici. Adică numai o comandă de asta plină. Și așa vă fac episoadele, chiar acum asta și m-am gândit, așa vă fac episoadele cum ar fi ca și fi live în momentul de față. Așa că discutați cu mine, bă. Discutați cu mine. Suntem live, da? Am un laculeț de pule, de prune, nu mai duc, am un doamne iartă, mă las acolo. E, da. Și aici, hai să mergem să vedem, nu, facem 10 cu 10, știi? Dacă tot suntem pe aici. Nu mă duc cu câteva în minus, totuși. Dar oare laptea asta pot să-l beau, nu? Mă interesează. Mă, asta nu prea a făcut bine ce a făcut, că s-a băgat Opel-ul acolo, da? Opel-ul, audio. Vin de la un supercam, vizitează supermarket-ul pentru a vinde. Ia, la cum mă duc în Sudac cu aia, până la urmă zici tu treaba asta. Asta vine mă să mai e player, cred că, care să muncească pentru ei, dar noi suntem chiar noi. Nu cred că vii la 300 de ore ca să lucrezi aici, adică să fim realiști. Poate au nevoie ei de ceva, știi? Mamă, de câtă experiență proastă primești. Băi, ești nebun? O experiență destul de naș palete. Asta e. Ce mă văd pe cine? Mamă, dar ce blura se vede. Băi, s-o gândi la tot, la toate astea, mai ești prost la cap, gata, 10.
Ok, deci undeva pe la 1000 și un pic am primit acolo. Na bine că la Caterinca clară, mere, n-ai nicio treabă, adică. Acum stai să-l găsesc pe meu. Asta e meu. Câine ăsta. Da. Ok. Am mai lasă-mă cu ce pentru tale, că nu prea îmi convine. Cum ar fi? Bine, e clar că aici nu cred că se poate întâmpla, că era chiar așa că ar fi la troll. Să vezi că vine rasea pe aici, pe server. Pe aici, în zona de fermier. S-a luat pizza. The fuck? Ce părate, nu... Bine, vezi că se poate pentru fraudă sau așa mai departe, știi? Chestii de ce nu? Nu știu că nu se cu chestii, cu chestii de alea, dar fine. Gen, nu a plătit cui e proprietatea. Prea complex. Dacă ar fi să trebuie să bagi pe unul care face de alea. Apoi cam atâta. Da, mi-a zis un player, zice, bă, nu te aștepta la cine știi ce. Că cam atâta o să-ți dea cam peste tot. Cel mai mult îți dă la Pizza Boy, de-aia face majoritatea Pizza Boy, ca să meargă să-și cumpere mașini, clar. Hai că dacă mergem direct acolo, mă duc acum să mă schimb. Și o să mergem până la locația, dacă știu pe unde ar fi normal, de până la locația asta, de asta nouă, știi? Cu permisele. Să vă arăt nebuneala. Vreau și eu să văd ce nebuneale acum. Dar oricum nu mă pot să aștept atâta vreo, că e mult. Adică chiar e mult, părerea mea. Permise, pe să schimbă locația, să zicem că pe unde, deci să ne luăm pe undeva cremat. Da, permise. Stai mă că trebuie să pe un pic cam... Spite, să scrie, să citesc pe asta, tombola zilnică. Am că merg până la tombola zilnică cu aia, că eu nu știu ce sala. Deci ei îți dă un mic premiu zilnic. Nice. Very nice, my friend. Hai să plecăm, mă, repede. Trebuie să mă duc să bag motorină, mă, că de repede. Poate acolo, că te ești nevon. Abia de-am umblat cu ea și, bă, văd că oricâți bani ai face sau ăsta, tot un pic am nașpa, știi? Pentru că ți se ia mult. Mergi și bar motorină și de asta să cam ia, mă. Deci, să fim realiști. No, în fine, scurios cum să strică mașina, cum știi? Bă, știu că m-ai jucat pe un server. Nu mai știu cum s-a numit. Și am luat un număr de telefon de la un băiat. Eu tot la băiatul ăla mă gândesc, da? Doamne iartă-mă, de au trecut, cred că vreo 4-5, ce mă, un an de nu. De când, nu știu dacă are serverul ăsta ocilent un an de zile sau, nu știu, pe server aici a fost sau unde mi-a fost, mă, că dacă vă uitați la videoclipuri, să-mi spune și mie unde a făcut. Eu am uitat, adică, sincer, nu. Ăla au zis că, bă, mă caute, dacă n-am print aici, cred că, mă, ia stai să mă opresc un pic așa de forțat, să văd. Servicii, număr de telefon, contact, sniper. Ăsta e, mă, aici, ăsta e serverul de care spuneam, mă. Nu știu, să vedem că n-ajunge pe la vot. Nim, dar nu știu cât o zis ăla, 10 luni sau cât? 50? Nu, mai știu. Nu, în fine, dacă nu a luat bani de atunci, cine știe? Bă, dacă te uiți la videoclip așa din greșeală, te salut, frate, dacă mai ești pe server, mai simt și mie. Hai să vedem la tombola asta zilnică. Vezi, tot am zis, mă, că mă bag play după masă, dar tot timpul intervine ceva. Crede-mă, tot timpul intervine ceva, așa că fac rapid episoade. Și asta e, dar oricum, na, și pe live, atâta că nu mă, știi, ce mai mult m-aș putea să fac la dimineața. Mă vedem săptămâna viitoare, normal cam așa ar fi, să fiu joia.
Și vinerea liber. Vinerea ziua mea și ziua, joia o zi din concediu, dar nu știu cum e faza cu concediul ăsta pentru că eu nu l-am luat. Deci ei îmi dau cum ar fi concediu, dar eu nu am luat concediul ăla. Și mi se pare un pic am ceva, ceva nu bate ok, știi? Vedem, dacă e posibil, atunci în alea două zile, joi și vineri, facem live și da, o să facem destul de mult, că vă dați seama și eu cam vreau să recuperez un pic așa, să mai râdem, să mai vedem. Oricum și ultimul live care a fost ăla cu tichete cu de alea, cu chiar Caterinca, adică chiar Caterinca. Ce fac băieții aici, mă? Aici e tombola zilnică, dar ce fac cu tombola asta? Ia să vedem. Hai eu încerc să vă arăt, na, eu știu pe unde, aici, la domnul ăsta președinte sau la cine. Hai să vedem ce primim. Opa! 100.650, păi și ce fac? Insecția extra. Am câștigat ceva, dar... What the fuck? Nu, n-am prins. Nu cred că am prins ceva, mă. Ce fac aici? Extra win? Am înțeles. Hai că am un noroc de... Am bă, picioarele. 10... 10... Mor cu zile. 5. Am 3 de 10 din câte văd. Exact. 12 mi-am primit. Nice. Și cât e? Numai odată pot. Da, odată pe zi. Auzi? Spune și mie, mă auzi? Am înțeles. Salut, mă auzi? Bro, mă auzi? The fuck? S-a buguit voice-ul meu. Reload mic. Nu, nu. Locul de muncă, prevență... Hai să vedem, da. Cred că pe undeva pe elibonar. Permis. Tombola 300. Opțiune curse? Am înțeles ce chestie. Spital. Școala de șoferi. Da, mă, dar nu am vrut să văd dacă mă aud, dar în fine, acum. Nu am de ce mă rupe la o prostie asta. Ba, aveți grijă de ochii voștri, mă, nu mă usfa dacă stați mult în fața călcăturii sau de alea, încercați cumva să, știi, că, da, o să fie un pic cam ciudat, când o să înceapă să porți ochelari, o să te deranjeze de ea, cum depinde ce de ochelari o să ai, da? Crede-mă că pe vine vara te rupe dacă n-ai ochelari de aia cu... Știi, de aia care să fac mai negri, știi? Sau, mă rog, clar, pentru soare, dar și pentru vedere totodată, deci o să te rup oricum. Deci, da. Ba, am luat bine 12.000 la tombola. Cred că e prima dată când o deschid. Odată pe... Doamne, se bagă în față. Hai să mă duc să-și alimentez până atunci că... Mă rupe. Hai să vedeți cam câți bani ne ia. E pentru a alimenta. The fuck? Ce mă... Da, nu cred că... He? Ai nevoie ce? Nu de o canistră? Bro, combustibil kerosene. Dar eu știu pe ce se duce, mă. Cantitate, baterie, canestrele, motor. Cash. Bun. Deci, ia.
The fuck that? The fuck, quê? S-a blocat meniul ăsta și dacă efectiv o să trebuiască să... Dacă fură ceva cu mașina, am blipul. Aia mă, că n-a luat 2000, a luat pe undeva la 1000 și un pic. E bine, hai să vedem. Să plecăm de aici, mamă, la ce mă rupe. Hai să vedem ce găsim ai pe aia acum. Pe lumea că nu mai prinde pe frânele. Am știut că pe undeva prin zona asta e ala de permise. Dar hai să vă arăt. Mamă. S-a băgat poliția cu ăsta aici, e nebun. Mă, toată lumea îl dă de acum, dar... Păi și cum intru înăuntru? Ia? E, că este pilon de aia să nu te poți chiar duce aici, nebun. Hai, cam o ipină, mă, față de cum trimiteau ăștia poze. Pardon. Clar, cei mai mari din poliție. Dar și să stai toată ziua pe aici e ceva. Da, ba, nu sunt ultimul mai. Mamă, pâine caldă aici, ești bun. Prea mult de așteptat pentru permis. Nu e ok. Da. Mă rog, hai că am făcut și eu un videoclip. Acum că e chilean, că nu toată lumea își permite. Bine, deci cine mâine liber sau de asta? Nu vreau, mă. Nu vreau să stau atât, aici nebun. Dacă... Răcăuși? Nu. Ok. Uite-te la el, bă, ești nebun la cap. Să luăm auz, dar după două accidente, să luăm auz? Nu, mă rog, hai să mergem să băgăm mașina și cam atât a fost tot. Așa că nu uita de butonul de like și subscribe dacă ți-a plăcut episodul. Te mai aștept. Ce mă, am bloc cash, mă, băi, ești nebun, câți bani am, mă? 2, 5, 7, 2, what the fuck? Am făcut 7 ore, mă, că mi-a dat fac... Bă, ăsta ești nebun, că păi și unde, Dumnezeu, e parcarea, înăuntru. Oh, mamă, dar ce... Nice, perfect. Hai să ne uităm câți bani avem. Poate putem să găsim ceva. Banca. A? Nu vreau treaba asta. Online banking, 10.000 de euro pe lună, pula mea, care cu prețul ăla. Hai să vedem ce mașină putem să mai luăm. M5. Bă, și asta e bună, adică 60.000 de euro, ce prețuri are, 14.000. Nu, lasă. Visăm, nu-i frumos. Bun, guys, v-am pupat, nu uita de butonul de like și subscribe încă o dată și ne auzim pe data viitoare. Pa, pa.